Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou prezenți pe calea undelor în contextul unui subiect intitulat Imun la insultă. Sigur că insulta, jignirea, întotdeauna produce suferință. Există o varietate de suferințe, există o varietate de necazuri care sunt consecința insultelor sau cuvintelor rostite la repezeală în viața noastră ca oameni. Sunt convins că niciunul dintre noi nu este sau nu face în, în această seară parte din excepția de la regulă a acelui grup de oameni care niciodată nu s-a enervat, a acelui grup de oameni care niciodată nu și-a pierdut cumpătul, acelui grup de oameni care niciodată n-a rostit o vorbă pe care să nu o regrete mai apoi. Suntem supuși la acest examen zilnic de răbdare, îndelungă răbdare, gentilețe, îndurare, în fața furtunilor care vin peste noi, explozilor de cuvinte, rafalelor de insulte și așa mai departe. Câtă suferință poate produce o insultă? Cine jignește, cine se simte jignit? Întrebări care sunt legitime și care merită tot respectul pentru noi, respectul de a fi studiate cu cuvință și cu seriozitate în această seară. Există foarte multă frământare în jurul acestei noțiuni. De unde vine suferința? Care sunt originele ei? Care este scopul și destinația suferinței? Unde începe suferința și unde se termină aceasta? Întrebări care cred că au fost adresate conștiințelor noastre de noi înșine, atunci când coborăm în sine și discutăm cu noi înșine, în momente de reflexie, nu? sunt întrebări care au trecut prin conștiința noastră cel puțin o dată viață. De ce îngrăduie Dumnezeu suferința? Are și omul parte sau este responsabil de apariția acestei suferințe? Este și omul implicat în nașterea sau producerea ei? Unde începe omul? Unde termină Domnul? Suferința este greu de definit, prieten, pentru că depinde de timp, circumstanțe, reacția fiecărui individ. În această seară aș dori să abordez suferința ca subiect dintr-o anume perspectivă. Intenția mea este aceea de a apunta eventualele beneficii ale suferinței sau care sunt produse de suferință, evident, se spune că încercările fie că înmoaie, fie că împietresc inima omului oamenii, i-am auzit vorbind și cred că și dumneavoastră, domnule, stresul ne omoară. Este o idee adânc înrădăcinată în mintea multora și este foarte greu, cum zice română, să o scoți pe om din ale lui. Cum să-l scot pe om din ale lui când de fapt nu sunt ale lui? Este o educație care este produsă și oferită pe piață, vândută celor care sunt mai puțin cunoscători, domne stresul omoare. Este rodul unei educații manipulative. În realitate, stresul nu omoară, dragii mei prieteni. Stresul provoacă reacții și aceste reacții pot fi uneori vătămătoare. Aici este marea diferență în felul în care cineva acționează sau reacționează în timpul expunerii la stres. Asta este problema mea, este problema ta, este problema fiecăruia dintre noi. Acționăm sau reacționăm? Am mai abordat noi subiecte de genul ăsta, dacă vă aduceți aminte, legate de suferință și acum, dacă tot vorbim despre imunitatea omului în fața insultei, nu ducem subiectul într-o zonă specifică care, de fapt, testează caracterul, îl surprinde pe subiect pe mine, pe tine, nu? Noi suntem subiectii, în situații și circunstanțe diferite. Insulta e insultă, dar când insulta vine de la cine nu te aștepți sau vine de la cei pe care, de la care te așteptai mai puțin, atunci insulta sau jignirea doare, doare și mai tare. Insulta există ca să dovedească existența eului nostru personal, să dovedească existența orgoliului nostru rănit, prieten. Există foarte multe forme de insultă care produce suferință, spre exemplu, suferința produsă de lipsa de recunoștință. Faci un bine sau am făcut un lucru frumos pentru cineva și descoperi la capăt de linie că nu există recunoștință. Mai există o altă insultă care produce suferință, o suferință produsă de distorsionarea realității. Sunt oameni care întotdeauna au niște ochelari specifici și care nu se pot raporta la realitate. Mai există o insultă care doare foarte tare și anume o insultă care aduce suferința produsă de răstălmăcirea bunelor intenții. Ai vrut să faci un bine, ai dat un pahar cu apă la cineva și ți-a spus, a, mi-ai dat paharul de apă pentru că vrei să mă otrăvești. Am fost eu vreodată în această situație? Mai mult ca sigur. Am fost eu parte din subiecții testați? sau am fost parte din elementul agresor care a produs, a introdus această suferință, a produs această insultă în viața celor de lângă mine. Sunt fel convins că am fost în ambele tabere, în ambele poziții și nu e plăcut nici într-o tabără și nici în alta. De unde găsim noi putere? De unde găsim noi speranță? De unde găsim noi acea sursă de tărie ca să rămânem imuni în fața insultei, că de fapt ăsta este subiectul nostru. Autorul de carte pe care îl stimesc foarte mult a făcut o declarație interesantă într una dintre scrieri, în care ni se spune că ceea ce produce cea mai mare tulburare în viața noastră ca oameni este iubirea de sine. Și această pană inspirată îmi spunea, iubirea de sine ne distruge pacea. Câtă vreme mai trăiește eul eu personal, suntem gata să-l ferim de mortificare și insultă. Dar dacă a murit, iar viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci nu ne va mai durea insulta, adică vom fi imuni. Dacă nu primim atenția cuvenită sau nu vom fi tratați în mod disprețuitor, vom rămâne imuni. Atunci vom fi surzi față de reproșuri și orbi față de dispreț și insultă. Știți, prieteni, un om în pace cu Dumnezeu și cu semenii săi nu poate fi făcut mizerabil. Întrebarea care se pune este, pot eu să dezvolt imunitate la insultă? Și dacă da, cum? Unde găsesc sursa? În realitate cea mai cruntă insultă sau cea mai cruntă suferință este generată sau vine din casa celor prea iubiți. Prieteni, familia suferă datorită celui mai intens război dus vreodată în istoria omenirii. Este lupta de orgoli. Cine deține supremația și cine, prieteni, este autorizat de drept și de fapt să posede autoritatea absolută în casă? Întrebarea pe care mi-o pun eu personal și pe care și dumneavoastră o puteți spune, de unde de fapt vine cearta în familia creștină? Ca să răspund concret la această întrebare, aș dori să vă împărtășesc un interviu avut cu un proeminent regizor de film de la Hollywood. Ce opinie are despre drepturile femeii și egalitatea acestuia cu bărbatul? Iată ce a răspuns regizorul și ce i s-a replicat după aceea. Care crezi că ar fi motivul care a stat la baza Mișcării de Eliberare a Femeilor? Iar eu am răspuns, spune regizorul. Sunt destul de convențional, nu? Și mă gândesc la asta. Și în acel moment am spus ceva de genul: că femeile au dreptul la muncă și au dreptul la un salariu egal cu bărbații. Așa cum au câștigat dreptul la vot. Deci, iată două privilegii. Femeia, pe vremea aceea, înainte de începutul mișcării de emancipare, n-avea nici voie să fie angajată, n-avea nici voie să fie egală cu bărbatul și n-avea nici dreptul la vot. Ești un idiot. Eu am răspuns, de ce sunt un idiot? Haideți să vă spun eu despre ce este vorba. Am finanțat și refinanțat mișcarea de eliberare a femeilor. Și vreți să știți de ce, o, de ce facem asta? Au fost două motive principale. Unul era că nu puteam impozita jumătate din populație înainte ca femeile să aibă dreptul la lucru, adică jumătate din populație să dea acasă, să crească copii. Și al doilea motiv a fost că acum le luăm copiii și îi ducem la școală la o vârstă foarte fragedă, îi, punem, îi putem îndoctrina nu, pe copii. Cum să gândească să se despartă de familia lor? Au fost, acestea au fost cele două motive pentru care Fundația Rockefeller a promovat mișcarea de egalitate a femei cu bărbat. Copiii privesc statul, spunea acest domn, ca pe o familie și școala la școală funcționarii sau educatorii sau profesorii, ca pe familia lor. Și deci, acestea sunt cele două motive principale ale femeii pe care le-am crezut până în acel moment că au fost un lucru nobil, spunea regizorul de film. Când, de fapt, avea să. Primească dușul rece a unuia dintre reprezentanții, mă rug, a acelor uh, cercuri sociale înalte, că de fapt nu mai. Interesul nostru a fost să taxăm și femeia că stă acasă și luăm ceva bani după ea, și apoi luăm și copiii și educăm copiii după stilul nostru, după interesul nostru social. Și atunci se produce felul, efectul acesta de domino, un val aduce alt val și iată că ne-am trezit în 2024 cu o societate educată de o gândire. Ca aceasta, în care tânărul și tânăra consideră că guvernul este statul, este părintele, nu? Iar părintele este dușmanul copilului. De aceea, acești copii care au fost educați în 60-70 de ani în urmă, așa, au produs și ei la rândul lor copii și efectul de domino se vede până în zilele noastre. Din nefericire, această formă de educație a afectat cercurile bisericești creștinismul în genere și de când creștinismul a acceptat această, această mișcare progresistă, această gândire că, mă rog, femeia este egală cu bărbatul, ceea ce este un lucru nobil, nu? îl văd ca atare, totuși cineva a profitat de, această, de acest slogan bine împachetat și bine vândut societății noastre. Astăzi, soția merge la lucru, Soțul merge la lucru, iar copiii sunt educați de altcineva. Acum înțelegem bine, prieteni, că există și de ce există o fisură în familia umană. Creștinul care pierde contactul cu propriul copil 8 până la 9 ore pe zi, pentru mai bine de 12 ani, nu până în anii de liceu, vor fi surprinși de înstrăinarea graduală și de comportamentul bizar pe care copiilor îl vor manifesta față de ei ca părinți, ne găsim nicio explicație la răceala lor sufletească, nu? Față de părinți, față de mine, față de tine, ca tată, mamă, și atitudinea respingătoare a copilului față de ei. Acești copii cresc și dezvoltă comportamente incompatibile cu viața de familie și atunci când ei înșiși, acești copii educați de sistem, devin soți și soții, transformă familia într-un ring de luptă. Soluția este Domnul Isus Hristos și întoarcerea noastră la Dumnezeu. Acolo este soluția. Trebuie, prieteni, să vă fac o mărturisire. Recunosc că și eu, ca și dumneavoastră, ca toți ceilalți, nu? Oameni care au încercat, au fost încercați cel puțin odată în viață, dacă nu de mai multe ori sau de foarte multe ori, am fost încercat și eu și am fost pus în fața situației de a, a descoperi că am fost insultat și am fost jignit. Aceasta spune multe despre faptul că în inima mea, în sufletul meu în mine, există un eu personal și că acest orgoliu de Sine, care este foarte bine cochetat și împachetat de mine, Liviu roiul, nu este pe deplin mortificat. Avem o pleiadă de eroi ai scripturii, de fapt, care mai de care surprinși de rapoartele istorice, bineînțeles, ca fiind parte din procesul derapărilor temperamentale, emoționale, derapaje care s-au produs datorită faptului că nu au fost imuni la insultă, cum nici eu și nici tu nu ești imun la insultă. Și că în anumite momente sau la un moment dat în viața lor, nu ajunseseră încă la nivelul. Să producă acel caracter imun la insultă. Pe Moise l-a insultat poporul și în consecință a vorbit și a făcut ce nu trebuie. Pe Samuel l-a insultat tot poporul când i-a cerut un rege. A venit domnul la Samuel și i-a reamintit să nu se lase așa de ușor insultat sau afectat de popor. Că nu l resping de fapt pe profet, îl, res îl respinge pe Dumnezeu. Nu te resping pe tine, mă resping pe mine. Rege vor, regele dau. Pe Ilie l-a jignit Dumnezeu când i-a spus, prietene, nu ești unic. Ilie credea în unicitatea caracterului său. Și Ilie a fost foarte marcat acum, adică nu sunt unic. Eu singur am rămas și nu mai e nimeni în țară ca mine. Și domnul l-a insultat când i-a zis că mai sunt șapte mii de oameni pe care tu nu-i cunoști, Ilie. Așa că trebuie să știi că onoarea aceasta nu e singura ta, este și a celor care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Bal. Deci trebuie să înțelegi, Ilie, că mai sunt șapte mii ca tine. Ce insultat s-a simțit Iona când Domnul și-a arătat bunătatea față de cei pe care el îi ura. Iona îi ura pe Niniveni și s-a simțit foarte insultat când a văzut prima dovadă de iubire din partea lui Dumnezeu, dovadă de iertare pentru acea, acel oraș. 40 de ani și nimeni va fi nimicit. Și iată că Dumnezeu îl iartă. Și îl vezi pe Iona, bă, ce ifo se-și dădea și îi face profeție lui Dumnezeu, auzi? Știam că ești Dumnezeu bun care te înduri. Și ce mă, Iona, ai o problemă cu mine că sunt bun și mă îndur și iert pe oameni? Iona făcea profeții lui Dumnezeu Dumnezeu nu știa cine e el, trebuia Iona să-i spună lui Dumnezeu, hai Doamne să spun eu cine ești cu adevărat. Vă să aminte de Naman? S-a simțit insultat că Elisei n-a ieșit afară din corț să-l respecte, ci doar a transmis vorba, fără să-l vadă, zicându-i, du-te și scap, scaldă-te de șapte ori în Iordan. David, de data aceasta pe bună dreptate, s-a simțit ofensat sau insultat de Nabal că nu i-a fost recunoscutor, recunoscător, pentru că I-a păzit oile zi și noaptea. Tânărul bogat s-a simțit jignit și insultat de Domnul Hristos când i-a recomandat crucea. Petru s-a simțit și el jignit la rândul lui după ce Domnul i-a relevat viitorul. Ai să te lepezi de mine. Ioan, ucenicul cel iubit, s-a simțit și el insultat când sătenii au spus că n-au fost impresionați cu predica Domnului Hristos și de aceea Ioan a zis hai să pogorăm foc din cer să-i omorăm pe Ucenicii, finalmente, s-au simțit și ei la rândul lor insultați când mama lui Iacob și a lui Ioan a făcut gafa secului, gafa aceea de proporții, când a cerut ca cei doi fii, nu? A cerut ca cei doi fii să stea unul la dreapta și unul la stânga. Cei 70 de ucenici care l-au părăsit pe Domnul Hristos au plecat supărați pentru că s-au simțit insultați de vorbele Domnului Hristos când acesta a vorbit despre trupul și sângele lui și au spus, vorbirea aceasta e prea de tot, cine poate să o sufere? La corturile tale, Israele. Și șaptezeci au plecat. Marta și Maria, prietene familie ai Domnului Hristos, s-au simțit foarte insultate când în aparență Domnul a lipsit din familia lor exact când ei aveau mai mare nevoie de el. Pilat s-a simțit jignit de Domnul Iisus când în aparență Mântuitorul părea că îl ignoră. Și atunci Pilat reacționează zic zicând, nu știi că am putere să te scap? Mie nu-mi răspunzi? Și bineînțeles, prieten, că lista poate continua ca multe alte nume și detalii. Dar dacă mergem acasă și vedem cum ne tratează, sau cum te tratează, sau cum ar putea trata fiul sau fica, sau soțul sau soția, nu partenerul de viață, pe tine sau pe mine sau pe toți cei care suntem prezenți, sau cum tratăm noi pe dumnealor la rândul nostru, cum am reacționat? Asta este întrebarea în de căpătâi a subiectului din această seară. Când copiii sunt mici, prieteni, noi ca părinții învățăm să vorbească. Iar când aceștia cresc mari, ei ne învață pe noi cum să tăcem din gură. Este foarte trist că trăim într-o societate putredă, care are la bază un sistem educațional antibiblic, așa cum am văzut-o. Și aici este să știți toată problema. O pană inspirată spunea că familia poate fi un colț de rai sau poate să fie un colț de iad în devenire. Totul depinde de noi. Depinde de bărbat, depinde de soție, depinde de sursa pe care aceștia doi o aleg pentru a-și adăpa sufletul și nevoile spirituale, nu? Nu e greu să taci din gură atunci când simți că fierbi pe dinăuntru. Aia se cheamă educație. Dar este aproape imposibil, omenește vorbind, dragii mei prieteni, să tași din gură când ești insultat și în același timp să simți că vorbele sau că acele vorbe nu te ating, trec pe lângă tine dacă ești ancorat în Dumnezeu. Deci, omenește vorbind, este imposibil să reziști la insultă, cu excepția că suntem ascunși în Dumnezeu. O insultă va aduce o tresărire a eului personal. A doua insultă va produce o trezire a eului. Și când vine a treia insultă și poate a patra insultă, eul personal se pregătește să-și arate mușchii intelectului. Apoi încep repricile. Nu numai că nu mai avem timp să le chivernisim, nu mai avem timp de respirat pentru că intrăm pe repede înainte și vrem din toată inima să câștigăm războiul, vrem din toată inima să câștigăm acest războiul al cuvintelor, al vorbelor și războiul de influență în mica noastră împărăție pe care prietenul pretinde ca proprietatea noastră. Lasă că ți-arăt eu ție, lasă că te învăț eu minte și de o bună bucată de o vreme încoace, noi oamenii învățăm pe alții minte, le arătăm noi lor, noi oamenii producem aceste lucruri în familie sau primim de la cei din familie astfel de declarații, Las că te pun eu la punct. Te învăț eu. Ai să ții tu minte. Prieteni, ne confruntăm apoi cu scenariul 2. Acest scenariu se numește pasivitatea agresivă. Adică acea Picătură chinezească care te mănâncă de viu în timp real, nici apropouri, replici de prost gust și războiul se mută la un alt nivel, prieteni. Tu niciodată nu speli vasele, vai de tine, ești un amărât, auzi, uite te la tine că nu de-abia citești, ci chestii de genul ăsta se spun public, chiar la masă. Soțul și soția se insultă public. Războiul de acasă este transferat în societate? Și, bineînțeles, te mai surprinde că războiul în familie sau din familie se transferă la biserică? Unde este, de fapt, Domnul Hristos din viața mea? Unde este, de fapt, Domnul Hristos din viața partenerului meu de viață? Unde este Hristos din familia mea, din familia ta, din familia noastră? Lipsește Hristos, dragul meu, în viața celui care și-a stabilizat dominanța în familie și este, de fapt, poartă numele de agresorul care justifică comportamentul. Înțelegem foarte clar, prieteni, că agresorul nu l-are pe Domnul Hristos, dar eu ca victimă îl am pe Domnul Hristos. Știți că adeseori noi ca victime sau tu ca victimă sau ca agresor, noi ca în genere, cei care trăiesc acest fenomen în calitate de victimă, obosesc să mai fie obiectul torturii. Și atunci omul abandonează pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos și își zic, bă, îmi iau soarta în propriile mâini, până aici. Omul așteaptă o vreme să vadă dacă există regrete sau eventuale schimbări de comportament în partenerul sau partenera, nu agresor, și dacă nu se întâmplă aceste lucruri, aceste evidențe ale regretului, omul obosește să mai aștepte și aduce războiul la următorul nivel. Revanșa, retalierea, transformarea mea din victimă în persoana, de fapt, care împrumută caracterul agresorului. Tot ce am văzut rău și repudiabil la partener, prieten, devine conduita mea, conduita ta. Și chiar parte din caracterul meu. Cum să rămân eu imun la insultă? Cum să fiu eu acel om care are putere să facă diferența în fața unei furtuni de cuvinte și de insulte? Marea întrebare a subiectului în această seară. În momentele mele personale de frământare interioară, când, ca și dumneavoastră și ceilalți care ne ascultă, suntem de fapt în căutarea unei soluții de ieșire dintr-o criză anume. În momente de genul ăsta am căutat un text, am dat peste el de fapt, am dat peste un text foarte bine chivernisit care mi-a spus să fac ceea ce nu-mi convenea, m-a făcut să aud ceea ce nu voiam să aud deloc. Ați avut această experiență în viața dumneavoastră când pentru o secundă v-ați întâlnit cu un mesaj al Scripturii care să vă spună lucruri care nu erau pe placul dumneavoastră? Eu am întâlnit. Am întâlnit texte din spiritul profetic care m-au făcut să mă regăsesc și să-mi reajustez poziția, să-mi reconsider valorile și să mă gândesc, Doamne, oare chiar vreau să fac ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură sau în spiritul profetic? Când vine provocarea să tăcem și eu mă certam cu textul pe păi cum să tac, n-ai auzit ce mi-a zis? Sunt momente când tăcerea este locvență. Trebuie să dezvoltăm... Răbdare, bunătate și îndurare care ne face vredniți să fim numiți fii și viciari ale lui Dumnezeu. Poate fi o cruce foarte grea să taci atunci când trebuie. Poate fi o disciplină dureroasă, dar permiteți-mi să vă asigur că tăcerea face mai mult pentru a învinge răul decât o furtună de cuvinte. Dar de unde atâta putere să tac? De unde atâta rabdare să nu zic ce aș vrea să zic și ce aș mai zice? Prieteni, rugăciunea zilnică dă putere. Conexia noastră cu Mântuitorul ne dă putere. Am observat când mă rog intens, am putere să rabd circumstanțelor neplăcute, în special acelor momente care vin din partea celor care mă aștepta mai puțin. Când mă rog, am putere. Au fost momente în viață când m-am rugat în fugă sau poate chiar să zic așa la repezeală, m-am surprins pe mine însumi pe un teritoriu neașteptat al nerăbdării, al cruzimii și a unei agresivități verbale în care nu mi-aparținea. Am încercat să mă regăsesc, să mă redefinesc. Cum? Am spus eu această vorbă? Am zis eu? Sau m-am adresat eu în felul acesta? Am ridicat tonul așa nu pot să-mi închipui. M-am trezit pe meleagurile resentimentelor și chiar urii dezlănțuite prietenii. Teribil a fost să descopăr că am devenit răul pe care îl uram în partenerul de viață sau răul care l-am văzut în cei de lângă bine. Adeseori noi, ca victimă sau ca agresori, ne schimbăm caracterul. Și uite așa ne trezim noi oameni care ne pretindem a fi buni, că facem exact ceea ce detestam și uram la agresorul de lângă noi. În realitate, prieteni, aceasta este marea miză. În condiții de adversitate, în momente de provocare, nu? Dacă nu rămânem imuni la insultă, de fapt nu am murit în ziua aceea cu Hristos. Eu trăiesc, dar Domnul e mort. Când ne rugăm, când povestim cu Domnul Hristos în mod intens, să știți că noi murim și trăiește Domnul în ziua aceea. La sfârșit de seară, când s-a terminat ziua, ne minunăm noi de noi și așa cum o zi înainte, când căzusem testul răbdării și devenisem din victimă noi înșine, agresori, noi înșine, descoperindu-ne ieri că eram acești oameni cu acel caracter pe care îl detestam, astăzi descoperim în noi că nu ne recunoaștem pe noi înșine. Cum? Eu am avut atâta răbdare, nu eu, ci Hristos în mine, care a trăit în timp ce eu eram mort. Să știți că soluțiile cuvântului lui Dumnezeu sunt simple. Nu este rocket science, cum se zice pe aici. Este simplu împăcarea noastră cu Dumnezeu. Cât stau eu în rugăciune, de unde mi încarc eu bateriile, care mi este seva pe care o trag din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, ca să producă el un caracter răbdător și să devin imun la insultă. Câteva texte spre final, în această seară de meditație personală, de introspecție, cum să devin imun la insultă, nu? Tot disprețul și amărăciunea pe care Hristos l-a întâlnit zi de zi, nu l-au putut face să renunțe la stăpânirea Lui de sine când a fost insultat. El nu a insultat. El nu a depășit niciodată limitele decenței. Prieteni, Spune pana inspirată în Hristos din lumii cel care în timp ce este abuzat sau tratat nu? cu cruzime, nu reușește să mențină nu? un spirit calm și încrezător, îi răpește lui Dumnezeu de fapt dreptul de a-și revela propria sa perfecțiune de caracter în tine și în mine. De fiecare dată când eu nu sunt imun la insultă, de fiecare dată când mă las provocate ce de agresor sau agresiunea verbală a celuilalt. De fiecare dată când eu devin agresorul din victimă, mă schimb. De fiecare dată când eu devin ceea ce urăsc să fiu, îi răpesc lui Dumnezeu dreptul de a se releva sau de a-și releva caracterul în mine sau în tine. Cea mai mare evidență a nobilității creștine este stăpânirea de sine, prieteni. Cel mai puternic om este acela care, deși este sensibil la abuz, își va controla emoțiile, își va ierta dușmanii, astfel de oameni sunt adevărați eroi. Există o întâmplare interesantă, am văzut un documentar cu privire la viața vulturilor, mă refer la vulturii aceia mari, condorii. Știți care sunt păsările care atacă un condor? Ciorile sau corbii. Întotdeauna, ca în imaginea de față, corbul se pune deasupra vulturului și încearcă să-l atace. Ce credeți? Vulturul își continuă drumul ca și cum nu s-ar întâmpla nimic. Dar vulturul face ceva. În timp ce corbul îl lovește în spate, stând pe spatele vulturului, prieteni, vulturul începe să ia altitudine, să se ridice din ce în ce mai mult. La un moment dat, la câteva sute de metri înălțime sau poate mii de metri înălțime, ajunge ca aerul să fie rarefiat și corbul să se sufoce datorită lipsei de oxigen. Corbul sau cioara ce era, cade ca un om morț, fără niciun efort depus din partea vulturului să se scuture, cade de pe trupul vulturului jos în ean. Așa face vulturul să scape de corp sau de cioară. Ceea ce am învățat eu, prietene, la această experiență este că, în realitate, dacă suntem insultați, suntem și noi de vină, pentru că zburăm la joasă altitudine. Aș vrea să învățăm de la vultur să trăim și să stăpânim înălțimile spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat acelea de a păstra o și scumpă, dulce, cu Domnul Hristos. Treziți-vă dimineața la 5 și petreceți până la 6, 6, jumate, 7, dacă aveți acest lux ca prioritate în viața dumneavoastră și faceți din orele acelea de dimineață cel mai dulce moment al zilei, acea părtășie frumoasă și de neuitat care încarcă bateriile pentru 24 de ore. Dimineața învățăm să zburăm, iar în timpul zilei când săgețile insultelor și a jignirilor se îndreaptă spre noi ca o altilerie, suntem deasupra lor. Dacă coborâm și nu veghem în rugăciune, riscăm să zburăm la joasa altitudine și atunci să fim loviți de aceste săgeți. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, spune Apostol Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Am putea parafraza Zbor, dar nu mai zbor eu, ci zboară Isus. El ne învață să zburăm deasupra insultelor. Avem nevoie de tranquilitate? Avem nevoie de părtășie cu Domnul Hristos? Rugăciunea este cea care ne face să zburăm la înălțime. În momentul în care vom observa că nu ne-am rugat suficient într-o zi, vom observa cum suntem mult mai vulnerabili la insulte. Dumnezeu să ne ajute ca să facem față acestor valuri, acestei mișcări progresiste. Trăim într-o femeie în care valorile sunt inversate, prieteni. Și de aceea rugăciunea este cea mai bună ancoră. Rugăciunea este cel mai solid element care satisface nevoia noastră. În război, în războiul cuvintelor, în războiul orgolilor, în războiul emoțiilor, în războiul tipului de personalitate și dinamicii vieții, cei care te insultă zilnic sunt de fapt cei care se tem de tine cel mai mult. Se tem că ești mai fericit decât ei. Se tem că există un egoism în tine care este reflexia caracterului lor. Stăpânirea de sine în condiții austere este o bogăție reală, o bogăție care este un dar de la Dumnezeu care vine cu rugăciune, în timp ce luxul încrederii de sine este o sărăcie artificială. Să ne rugăm Domnului Hristos, să ne înălțăm deasupra înălțimilor, deasupra insultelor și să permitem lui Dumnezeu să lucreze în noi și voința și înfăptuirea. Am observat atunci când suntem insultați, Dumnezeu ne iubește. Atunci când suntem bajocoriți de oameni sau vorbi, vorbiți de rău, este că Dumnezeu ne dă bine cuvântări deghizate. Suferința este întotdeauna platforma, atelierul lui Dumnezeu pentru șlefuirea caracterelor noastre. Să ne rugăm! Iubită Tată din ceruri, îți mulțumim în această seară pentru vulnerabilitatea sincerității de care noi dăm dovadă atunci când coborăm în noi înșine și stăm de vorbă cu sinele nostru. Îți mulțumim, iubită Tată, pentru curajul moral acela de a accepta și recunoaște realitatea în viața noastră. Te rugăm frumos să ne ierți pentru momentele în care Datorită faptului că ne-am pierdut cumpătul, ne-am transformat din victimă în agresor. Și exact lucrurile pe care le uram la cei care ne supără în silnic sau săptămânal sau lunar, exact lucrurile care ne deranjau la cei care ne oferă un tratament mai mult sau mai puțin plăcut, au fost lucrurile care ne-au caracterizat pe noi. Doamne iartă-ne și ajută-ne să nu ne hrănim cu trăsăturile de caracter pe care le urâm, le detestăm la oamenii care vin în contact cu noi și ne jinesc. Ajută-ne să nu ne transformăm după chipul și asemănarea lor, prin contemplarea permanentă a răutății celor din jur. Ajută-ne să privim la tine, la frumusețea caracterului tău, Tată. Să privim la zâmbetul duios al Domnului Hristos, care ne poate înălța și ne poate duce dincolo de culmile, de înălțimile, până la care săgețile ne pot atinge. Ajută-ne să zburăm! deasupra lor, ajută-ne ca să ne rugăm și să găsim în rugăciune, dimineața, seara, la prânz, pe drum, de vorbă cu tine, să găsim acea, acea putere, acel vânt care ne ridică deasupra norilor. Te iubim și ajută-ne să iubim pe cei care găsesc o desfătare în a ne insulta zilnic. Ajută-ne, Doamne, să putem să ne rugăm pentru ei, să poți dovedi tu că tu, în noi, ești mai bun decât ei. În numele lui Isus îți mulțumim pentru lecția de viață pe care ne-ai oferit-o. Oferit Amin.